La 39 de ani, Gabi Tamaș a semnat cu Concordia Chiajna. După ce a jucat în Franța sau Anglia, Tamaș vrea acum să fie plătit ca la fabrică. Tamaș era liber de contract din octombrie, când s-a despărțit de Petrolul. Am vrut să merg și eu la o normalitate. Să jucăm fotbal și să câștigăm banii la zi, ca în orice fabrică. La 39 de ani, Tamaș se simte ca la 20 și are planuri mari. Nu vreau să mă retrag, nu. Nici nu m-a bătut gândul să mă retrag. Eu mă retrag când nu mai pot. Este un jucător care face față fără nicio problemă, doar din talent. Cât îl mai vezi pe Tamaș jucând? Cât are, cât vrea. Cred că mai poate juca 2 ani liniștit. Sincer, mă așteptam să vină la o echipă de Liga 1, pentru că are mare valoare, toată lumea știe asta. Tamaș vrea să o promoveze pe Chiajna. Ce am găsit la Chiajna, ce bază au, crede-mă, nu cred că există în țară așa ceva.